Stimați prieteni, eu astăzi sunt împreună cu voi la acest jubileu. Tot timpul am spus și a fost, este și va fi oglinda raionului. Prin Gazeta de Herță noi citim și de economie, și de cultură, și de sport, și de sferă socială. Și credeți-mă că, fiind de Baștina de Godinești, când vin vinerea și sâmbătă acasă, practic toți migeșii mă duc mai repede la poștă, că astăzi iese Gazeta de Herță. Domnul Vasile, dumneavoastră personal, gazeta este așteptată și este iubită de lumea, de țară, de rând. Asta e cea mai mare onoare și o mare decorație care o are colectivul, împreună cu dumneavoastră. Acum dați-mi voie ca din partea Consiliului Regional și din partea domnului președinte Mihail Ivanuș Găniceru să înmânesc o diplomă de onoare colectivului Gazetei de Herță și, dacă îmi permiteți, vrei citi în limba de stat. Почесною грамотою нагороджується колектив Герцаївської районної газети «Де Герца» за багаторічну творчу працю на небі журналістики, значний особистий внесок у розвиток регіонального інформаційного простору громади району. За високі фахові здобутки, активну громадянську позицію та з нагоди 20-ї річниці виходу першого номера часопису Герцаївської районної газети «Де Герца». Газета, cum a spus domnul președinte, se treacă și 20, și 30, și 40, și 50 de ani. Dar prin martie, de acum, să aveți 7500 de abonatori. Mulțumesc!